Salut, prieteni! V-am prezentat într-un filmuleț anterior faptul că ventilatorul de habitacul de la Passat, Volkswagen Passat B6, nu funcționa. Ei bine, defecțiunea se poate remedia dacă este vorba despre o siguranță arsă. Aceasta se află în partea stângă a torpedoului, deci pe partea șoferului. După ce deschideți portiera, dați capacul acesta deoparte, este un capac aici, îl dați deoparte, iar siguranța vinovată pentru nefuncționarea ventilatorului este una situată în această zonă. Era o siguranță de 20 de amperi, eu am pus una de 30 acum, o să bag tot de 20 până la urmă, am făcut doar un test să văd dacă funcționează. Vreau să zic că era topit complet, era topită carcasa siguranței. Iată, atâta mai rămăsese din siguranță. Și am înlocuit-o și iată că a pornit ventilatorul, funcționează. Dăm drumul, nu știu dacă se va auzi, o să încerc să fac liniște. Da? Se aude zgomotul. Ok, asta era cauza. Vă urez succes!